destul de greu, deci s-a simțit bine experiența adversarilor. Se vede că joacă de mult timp împreună și ceea ce nou ne lipsește. Adică noi suntem o echipă, să spunem, nou format, toți abia acum din diferite echipe am venit. Adică pe viitor sperăm să fie mai bine. Rezultatul este echitabil? Deci am fi vrut mai mult, dar avem ceea ce avem. Care jucători din etapa adversă ar merita să fie convocați la Naționala Moldovei la mini-fotbal? Din lotul echipei adverse. Deci numărul 13, bravo, destul de bine. Apărătorii joacă foarte, foarte bine, joacă corect, adică linia de fund la ei pusă bine la punct. Meciul din etapa următoare va fi important pentru clasament? Crezi că o să vă impuneți? Da, sigur, va fi un meci important pentru că trebuie să luăm puncte, trebuie să ne ridicăm poziția în clasament.